Bună! Astăzi o să vă povestesc o carte care se numește Misterele Zarondiei. În această carte este vorba despre trei copii, Dan, Raul și Vanessa, care cu ajutorul unei pietre magice călătoresc într-o altă lume, unde oamenii se numesc Zagriți, gorilele Giboni și așa mai departe. Dar există și niște misteri în această poveste. Se pare că șabirii au fost niște tot un fel de oameni care mai de mult au dispărut. Însă, pe parcursul călătoriei lor, copiii s-au întâlnit cu un alt om pe nume George, care le-a povestit că șabirii trăiesc. Numai că o parte din șabiri, alături de niște monștri numiți ricanieri, au hotărât să distrugă Zarondia. Raul, Dan și Vanessa au ajutat la bătălie. Dar oare ce se va întâmpla? Oare vor ieși biruitori? Sau invers? Regele Pia și armata lui va ieși biruitoare, pentru că vreau să vă destăinui un secret. Înainte ca cei trei copii să ajungă, un preot din lumea din Zarondia, care era renumit pentru că vedea în viitor, i-a spus căpeteniei uneia dintre așezări că avusese o previziune în care cei trei copii apăreau și erau salvați de Zagriți. Apoi, mult mai încolo, erau zagriți peste tot, plini de sânge și moarte peste tot. Probabil că acest preot la asta s-a gândit, vreau să zic, nu s-a gândit la asta. Aceasta a fost viziunea lui. Asta se va întâmpla. Deci mă aștept să o citiți, e foarte frumoasă. La revedere, ne mai vedem și noi la alte cărți.